Prim-ministrul dă asigurări că autoritățile se vor implica la restaurarea casei Muzeu Nicolae Sulac din satul Sadâc, raionul Cantemir. Ion Chicu a menționat că în planul de acțiune al executivului, o prioritate reprezintă și domeniul cultural. Declarațiile au fost făcute după ce în cadrul proiectului Respect Moldova de la Prime TV a fost difuzat un reportaj despre starea deplorabilă în care se află Casa Muzeu a Marelui Rapsod. Nu pot veni acum punctat anume despre acest muzeu, dar considerând personalitatea domnului Sulac, deci eu sunt sigur că noi ca țară, ca societate, suntem obligați să muncim în această direcție și să restabilim, să creăm un muzeu pentru acest lăutar, acest fiu al neamului nostru. Edificiul a fost construit în anul 2007 în apropiere de locul unde a trăit familia maestrului. Acum clădirea se prăbușește. Investițiile făcute de Fundația de Binefacere Nicolae Sulac au fost de aproximativ 2 milioane de lei. Acum organizația nu mai are resurse financiare pentru ca să repare clădirea. Totodată, tratativele duse cu administrația locală nu au dus la niciun rezultat. Artistul poporului Nicolae Sulac a murit în 2003 în urma unui atac cerebral.